Aceasta e chilia ta de taină? E una dintre ele. De aici vorbele nu mai ies. Și mulți dintre cei care intră nu mai văd lumina soarelui. Spune. Sunt muți. Au limbile tăiate. Vorbește. E singur. Și Dumnezeu e singur. Dar în jurul tău sunt numai îngeri negri. Sunt singurul pe care poți să te bizui. Sunt văr bun al doamnei tale. Socoate-mă un frate al tău. Iată acești boieri din jurul tău au trimis împăratului Ferdinand o plângere împotriva ta. O cunosc. Năravul ăsta nu era până azi în Moldova. Înainte vreme, boierii răzvrătiți puneau mâna pe spadă. Acum trimit plângeri la împărați străini, iscălind cu nume de împrumut Prudențius. Cine i-o fi învățat? Cine o fi acest magister care îi adună din umbră? Cunoști asta? E o scrisoare a ta către același împărat Ferdinand. E o înșelătorie. Oamenii pe care te bizui sunt și oamenii mei. Și pot fi ai oricui. Ai calul pregătit. Urmează spribegia pe unde vrei. Dar nu mai călca în Moldova. Nu înțeleg cum puteți viețui voi, prinții moldavi, în afara legii lui Allah. Singura voastră credință e tronul și țara. Tâta luptă pentru o țară atât de mică. Cum de le-a stat în cale tuturor dacă e o țară atât de mică? Le-au stat în cale oamenii acestei țări. Ei nu au fost de fel mici. Avem vești că despot a fost scos din scaunul Moldovei și ucis. În locul lui a fost pus un oarecare Tomșa. L-a dorit Moldova, noi nu. Tomșa este un bărbat viteaz. Are o armată prea mică să poată rămâne viteaz până la capăt. Și marii noștri străbune au avut armate mici. Cu care au obținut strălucite victorii trecătoare. Foarte trecătoare. Istoria se socotește în secole. Și ca să ne întoarcem la amica voastră Moldova, noi nu-l dorim domn pe acest Tomșa. Norocul tău atârnă de voința slăvitului sultan. Dacă el vrea... Doresc mai întâi să-mi recapăt copilul. Nu l-am văzut de 7 ani. Și aceasta ține tot de voința slăvitului sultan. Dacă el va voi... Tomșa mi-a spus să te întorci în țara de unde ai venit. Moldova nu te vrea, domn. Și pentru asta te-au curțat și te-au trimis înapoi. Trebuia să mori acolo, neizbăvitule! Țara nu mă vrea, dar cine a întrebat-o vreodată pe țară ce vrea? Maria ta, doctorii te-au sfătuit să te odihnești. Poate n-ar fi rău să stai o vreme la Sfânta Mănăstire Slatina. Să stau acolo o vreme și de trebile țării cine să se grijească? Poate boierii. Poate voi. Poate tu, doamna mea. Domnul țării trebuie să fie sănătos. Și cu mintea întreagă. Bine. Voi pleca.